Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor ministri, stimați colegi. Ne aflăm azi în fața unei emoțiuni într-adevăr foarte ciudate și vă spune un parlamentar la al patrulea mandat, dar cred că totuși trebuie să vorbim despre obiectul întâlnirii noastre și anume ce facem în viitor cu țara. Cred că nu trebuie să vorbim despre chestiuni personale. Doamna Dăncilă e supărată că ieri m-au sunat toți consilierii domniei sale ne vedem aseară să vorbim despre de moțiune și dacă te super că te refuză un bărbat, nu e normal să o spuneți la microfon. Al doilea lucru, vreau să știm totuși despre ce vorbim. Tot ne spune doamna Dăncilă despre cum s-au tăiat pensii și salarii. Din câte știu, salariul domniei sale de europarlamentar în 2010 nu i-l-a tăiat nimeni. Și din câte știu, în 2012 eu și alți mulți colegi din PSD, din păcate puține au mai rămas, Uh, Ne-am luptat aici să schimbăm guvernul, să dăm înapoi acele pensii și salarii. Doamna Dăncilă vorbește despre ceva ce nu știe. E deja tautologic acest lucru. Tautologic, ați vă dau de lucru acum să căutați pe Google. Uh, de asta am folosit termenul. Este o moțiune extrem de ciudată pentru că, teoretic, o moțiune dă jos un guvern. Noi nu mai avem guvern. Cred că știți și știm toți acest lucru. Nu vorbesc doar că nu avem ministru de interne a fost un timp bodyguard doamnei Dăncilă, interimar, dar nu mai e nici el. Uh, nu avem ministru la educație, nu avem ministru la mediu, la energie. Vorbim despre un guvern care nu mai există și care orice ați face azi, mâine oricum își încetează activitatea. Eu zic să o încetăm de azi. Boală lungă, moarte sigură. Însă, în același timp, din nou pentru că doamna Dăncilă vorbește despre ceva ce nu știe, dar dumneavoastră cei de la PSD știți, pentru faptul că în noiembrie 2015 nu ne-am ținut de guvernare, ați stat un an în opoziție și ați câștigat alegerile. Am câștigat alegerile împreună. Doamna Dăncilă era tot la Bruxelles, nu știe despre asta. Acum mai stați o zi, o săptămână, o lună la guvernare ca să pierdeți următoarele 10 rânduri de alegeri. Cred că este o idee și o strategie politică total greșită. Și vă rog să vă gândiți la faptul că oricum mâine se împlinesc 45 de zile de când s-a schimbat compoziția politică a acestui guvern. Doamna Dăncilă mi-a zis mie personal că pe 1 septembrie vine în Parlament cu un guvern restructurat. E adevărat că nu mi-a trecut prin cap să o întreb 1 septembrie care an, că atunci când vorbești cu doamna Dăncilă cifrele sunt o problemă. În același timp le-a spus colegilor de la PSD că sigur nu pleacă al, și domnul Tăricianu rămâne alături de ei. Azi am aflat că domnul Toricean e un om foarte rău. Călin, sunt de acord, dar ți-e spunea că ești foarte bun. Cred că-ți știi, probabil că ai refuzat și tu aseară invitația la cină de la aceleași persoane. Nu înseamnă că dacă azi nu trece moțiunea, o să avem guvern. Nu, nu o să avem guvern. Și o să fim exact ca în 2009, unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, în 2009 când n-am avut guvern, am avut alegeri prezidențiale și în 2010 am ajuns în criză, s-au tăiat pensii salarii ale noastre, ale celor din România, nu ale doamnei Dăncilă de la Bruxelles, că ei a mers bine și în perioada aia. Vreau să vă spun că e o moțiune extrem de ciudată. N-am auzit niciodată de când fac politică ca un prim-ministru personal să sune 100 de parlamentari să le spună la toți că vor fi miniștri. Probabil că... Probabil că... Nu, nu, la Pro-România erau trei prim-ministri ca să nu ne certăm. Ne dă trei prim-ministri nou. E ok. Probabil că doamna Dăncilă, dacă nu trece moțiunea, mâine va trebui să facă o minune biblică. Știți, cu peștii și cu pâinile care s-au mulțit și o să avem un guvern de 100 de miniștri. Iar uh, apostolul Mihai vă va jura că doamna Dăncilă este o rudă din videle Mântuitorului și poate să facă 100 de miniștri. Cu siguranță. Nu e ceva imposibil. De asemenea, am aflat că mâine se dau 7 miliarde, nu știu, Eugene generos de felul lui, ziceți cât vreți că dă. Singur om generos însă, în care am încredere, este domnul Arsene. Ăsta când zice că ia, ia. Așa a zis parchetul, n-am zis eu. Dar vă dați seama dacă i-a plătit vacanțele domnului Dragnea și vedeți ce bine a fost. Acum plătește voturile doamnei Dăncilă, sper să nu-i fie la fel de bine. Și pentru că vorbim de recunoștință, am aflat că sunt un om foarte rău de la doamna Dăncilă. Vreau să o confirm. Chiar sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014 ca europarlamentar, dar cred că un alt om rău, domnul Dragnea, a pus-o chiar prim-ministru. Și a fost mai rău decât mie. Să nu aveți nevoie de recunoștința doamnei Dăncilă. Că pățiți! Ca Dragnea. Deci, vă rog frumos să nu vă fie datoare, pentru că își plătește datoriile. Doamna Dăncilă ne-a promis că e neconflictuală. Mă uitam că azi chiar s-a certa cu toată lumea. Dacă mai era cineva care credea că poate să vorbească cu domnia sa, s-a lămurit. Dar am văzut că e neconflictuală. N-a vrut să se certe cu vicepreședintele Americii Mike Pence. N-a vrut să-l primească. A alergat omul după doamna Dăncilă prin tot Washingtonul să o întâlnească și n-a vrut să se certe cu el. Nici cu doamna Ursula. Nu-i spun numele complet, că vă încurc. Uh, n-a vrut să se certe. N-avem comisar. Suntem singura țară care n-avem comisar european. N-a vrut să se certe nici cu militarii. Dar tocmai s-a aprobat la Senat legea prin care li se taie pensiile militare. Noroc că am oprit-o noi la cameră. N-a vrut să se certe nici cu moldovenii care l-a promis că începe autostrada. A început autostrada, un, km, un metru pătrat făcut la Suceava de un om de afaceri. Altfel, sigur, mă bazez pe domnul Cuc, că știe unde să duc autostrada. Vreau să explic foarte clar. Noi, cei de la Pro-România, chiar vrem să salvăm ceea ce înseamnă o viață politică normală, o social-democrație modernă. Vrem să schimbăm acest guvern cu un guvern foarte bun, cum a fost guvernul Adrian Stase, sau, cum spun foarte mulți, a fost și guvernul Ponta, Apropo, mi-a zis cineva că Mihai Fifor a scris pe Facebook că n-am fost un bun prim-ministru și am zis, eu cred că i-a falsificat semnătura, nu o scris el așa ceva. Nu cred că face Mihai așa ceva, că atât am lăudat când eram prim-ministru. Uh, vreau să vă spun un singur lucru. Cred că astăzi avem toți datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria și ne afectează pe toți și cred că dacă nu îl îngropăm noi azi, îl vor îngropa românii pe 24 noiembrie. Dar asta va fi un lucru rău pentru Social Democrație. Motiv pentru care alături de toți colegii mei din proromânia. Votăm moțiunea de cenzură. Vă mulțumesc la microfon pe domnul deputat.